Astăzi o să începem cu un Audi A4 din 2004, o mașină de buget pe care ți-o poți cumpăra la un preț destul de bun la finalul anului 2021, respectiv începutul anului 2022, și da, mașina de față chiar se află într-o stare excepțională. Deci dacă îți place modelul acesta și vrei un A4 într-o stare foarte, foarte bună, cu siguranță merită să o cumperi. Vine cu jantele originale pe 16, cu anvelope în stare bună. La fel și interiorul arată neașteptat de bine, pe partea de autor vine cu încălzire în scaune, clima automată, are și navigație, chiar dacă nu vedeți ecranul mare, are și 4 geamuri electrice, deci chiar este un Audi A4 destul de bine echipat. Repet, este o mașină într-o stare foarte, foarte bună. Vine cu motorul de 1.8 benzină turbo de 163 de cai, are 152.000 de km, din păcate inspecția tehnică este expirată, dar se poate renoi, iar prețul cerut este de 3.000 de euro. Eu zic că este un preț foarte ok, ce spuneți? Bun, haideți să vedem cât costă la sfârșitul anului 2021, început de 2022, o Skoda Octavia din 2018 în Germania. Mașina de față este o mașină într-o stare foarte bună, adică este vândută chiar de către reprezentanță, deci poți să fii sigur că îți cumperi o Skoda Octavia într-o stare foarte bună. Vedeți și voi, pe partea de exterior arată ca nouă. La fel și interiorul este impecabil, are scaunele sport încălzite, clima automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, lane assist, 4 geamuri electrice, normal. Vine cu jantele originale pe 16, cu anvelope de vară în stare foarte bună, are și discurile și plăcuțele de frână aproape noi, adică au fost recent înlocuite, are și farurile full LED, deci na, o mașină bine echipată la un preț decent. Vine cu motorul de 1.6 TDI de 116 cai, are 100.000 de km, iar prețul cerut este de 15.700 de euro. Ce spuneți, ar merita banii mașina asta? Aici avem un Audi A6 din 2014, care, dacă vă vine să credeți, are doar 90.000 de km, chiar dacă vine cu un motor diesel sub capotă. Acum știu, mulți o să vină din nou cu, eu știu ce, teorii ale conspirației, doar că cine vrea să înțeleagă bine, cine nu, nu. În Germania sunt anumiți dealeri care se ocupă cu mașini de genul acesta, adică mașini mai vechi, dar cu un rulaj mai mic. Motiv pentru care mașina de față, o să vedeți, nu costă 10.000 de euro. Interiorul arată foarte bine, avem scaune din piele cu reglaje electrice și încălzite, navigație, clima automată pe 4 zone, cutie de viteze automată, comenzi pe volan, normal, pilot automat, vine cu jantele originale pe 17, cu anvelope de iarnă care sunt aproape noi, are și senzor de parcare față-spate, farurile cu xenon și, nu în ultimul rând, tracțiune 4, foarte importantă la un Audi. Vine cu motorul de 3 litri diesel de 204 cai, v-am spus, are doar 90.000 de km, a avut un singur proprietar, iar preț 19.000 de euro. Da, nu este o mașină ieftină, ce spuneți? Haideți să vedem cât costă și un BMW seria 3 E90, o mașină foarte populară, știți foarte bine. Da, mașina de față este în varianta limuzină, pentru că cel puțin la noi asta se caută, adică și eu asta încerc să caut pentru videoclipuri. Pe partea de exterior vedeți și voi, mașina chiar arată foarte bine. Fostul proprietar cel mai probabil i-a montat un alt set de stopuri, sunt puțin mai fumuri. Cam așa arată în interior, pe partea de autor vine cu încălzire în scaune, clima automată pe două zone, comenzi pe volan, 4 geamuri electrice, pilot automat, normal, senzor de ploaie și de lumină, are niște jante aftermarket pe 18, cu anvelope de vară în stare destul de bună, senzor de parcare față-spate și în plus de asta are și farurile cu xenon. Deci nu este niciun BMW full option, dar niciunul standard. Vine cu motorul de 2000 benzină de 150 de cai, are 188.000 de km, inspecție tehnică valabilă până luna 6-a 2022, iar preț 6.000 de euro. Ce spuneți? Dacă ați ajuns până la această mașină, nu ezitați să dați un like la acest videoclip, pentru că aici avem un Passat B5.5 cu totul și cu totul special, adică este o mașină care se află într-o stare excepțională pentru vechimea ei. Mașina a avut doar un singur proprietar, toate reviziile până în momentul de față au fost făcute doar la reprezentanța Volkswagen. Deci da, v-am spus, un Passat B5.5 ca nou. Vine cu niște jante originale pe 17, cu anvelope de vară, sper că vedeți, în stare foarte bună. La fel și interiorul arată ca nou, avem scaune semi-piele încălzite, clima automată, comenzi pe volan, pilot automat, trapă, 4 geamuri electrice. Deci pentru vremea respectivă, da, era și o mașină bine echipată. Clar, na, acest Passat o să fie cumpărat de cineva
căruia îi place foarte mult acest model, pentru că nici prețul nu este mic. Vine cu motorul de 2000 benzină de 130 de cai, are 120.000 de km, iese din 2004, inspecție tehnică nouă, iar preț 5.500 de euro. Haideți să vedem cât costă în Germania în acest moment și un Porsche Panamera. Mașina de față este din 2015, v-am spus la începutul videoclipului, o să vedeți și mașini mai ieftine și mașini mai scumpe. Deci clar, Porschele de față face parte din categoria mașinilor ceva mai scumpe, pentru că până la urmă este un Porsche. Sincer să vă spun, nu este un model care să-mi placă foarte mult, sunt foarte curios care este și părerea voastră, o aștept în secțiunea de comentarii. În schimb, da, interiorul îmi place foarte mult din punct de vedere al designului. Normal avem scaunele sport din Alcantara cu piele încălzite, clima automată pe 4 zone, trapă, navigație, cutie de viteze automată și lista de dotări clar ar putea să continue până mâine. Vine cu jantele originale pe 20, cu anvelope în stare destul de bună. Ce-i drept, parcă discurile de frână totuși ar trebui înlocuite. Are normal și farurile cu LED, tracțiune 4x4, na, este un Porsche. Vine cu motorul de 4.0 benzină V8 de 441 de cai, are doar 52.000 de km, iar preț cerut 50.000 de euro. Sunt foarte curios dacă ați da 50.000 de euro pe acest Porsche. Da, aici avem un Opel Corsa din 2005, pentru că v-am spus, o să vedeți și mașini mai ieftine și mașini mai scumpe. Sincer să vă spun, chiar nu am mai văzut de foarte mult timp un Opel Corsa din această generație. În orice caz, mașina de față chiar arată foarte bine. Vine și cu cârlig de remorcare și în plus de asta, vedeți și voi, este varianta cu 4 uși. Are niște jante aftermarket pe 15. Interiorul arată neașteptat de bine, pe partea de dotări vine cu clima automată, comenzi pe volan, 4 geamuri electrice, are și senzor de ploaie și de lumină, deci ce poți să vrei mai mult de atât de la un Opel ca acesta. În plus de asta, sper că vedeți, are și farurile cu lupă, deci pentru o mașină de oraș sau chiar dacă ești începător, eu zic că este super, super ok. Vine cu motorul de 1 litru benzină de 60 de cai, are doar 106.000 de km, inspecția tehnică este valabilă până în 2023, iar preț 1.800 de euro. Ce spuneți, ar merita? Aici avem un Golf 5 din 2005, normal, trebuia să vedem cât costă un Golf 5 la sfârșitul anului 2021, început de an 2022. În orice caz, o să vedeți că prețul cerut pe acest Golf 5 este unul destul de decent pentru starea în care se află. Normal, are ceva probleme cu rugina, pentru că este un Golf 5 făcut înainte de 2007, ați văzut și voi acolo. Vine cu jante din tablă pe 15, cu anvelope de iarnă în stare foarte bună. Cam așa arată în interior, pe partea de dotări vine cu clima automată pe două zone, două geamuri electrice și cam astea ar fi dotările mai importante. Ce contează ar fi că totuși are clima automată pe două zone și sper că vedeți, aripa din față din nou este ruginită, o problemă des întâlnită la Golf 5. Bun, haideți să vedem și specificațiile. Vine cu motorul de 1.6 benzină de 102 cai, deci este motorul ok, are 200.000 de km, tiu valabil până în 2022, iar preț 1.690 de euro. Ce spuneți, merită? Haideți să vedem care este prețul și pentru un Renault Megane, pentru că până acum majoritatea mașinilor au fost nemțești. Deci da, aici avem un Renault Megane din 2011, o mașină foarte interesantă din mai multe puncte de vedere, dar cu toate astea tot este destul de subapreciată. Mașina de față are aproximativ 70.000 de km, deci na, un număr destul de redus, haideți să vedem și interiorul. Deci cam așa arată în interior, vedeți voi, arată foarte bine, pe partea de dotări vine cu încălzire în scaune, aer condiționat, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, 4 geamuri electrice, deci este un Megane decent echipat. Are jantele originale pe 17, cu anvelope de vară care sunt aproape noi, discurile și plăcuțele de frână au fost recent înlocuite. Deci da, chiar este o mașină care merită atenția voastră, în plus de asta vine și cu un motor fiabil sub capotă, mai exact cu motorul de 1.6 benzină de 110 cai, are doar 72.000 de km, este Euro 5, TÜV nou, iar preț 7.500 de euro. Ce spuneți, merită sau nu? Aici avem un Passat din 2011, nivel de echipare Highline, deci este un Passat cu multe dotări, un Passat bine echipat, are și tracțiune 4Motion, o să vedeți imediat și când ajungem la interior, și da, din păcate prețurile pentru acest model în loc să scadă au cam crescut, adică na, în general un Passat ca acesta a fost mai scump dacă îl cumpărai de la o sursă de încredere, reprezentanță și așa mai departe.
Interiorul arată foarte bine, avem scaune din piele cu alcantara încălzite, clima automată pe 3 zone, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, lane assist, cititor pentru semnele de circulație, avem și aici inscripția 4Motion, în plus de asta are și farurile full LED, deci cum vă spuneam, un Passat bine echipat, are jantele originale pe 17, cu anvelope care sunt în stare foarte bună și da, prețul este puțin mai ridicat pentru că mașina asta este chiar vândută de către o reprezentanță Volkswagen. Vine cu motorul de 2000 diesel de 150 de cai, are 134.000 de kilometri, inspecția tehnică este nouă, iar preț 17.000 de euro. Ce spuneți, merită? Următoarea mașină ar fi acest Mercedes C-Class din 2014, care a avut un singur proprietar, are și un număr relativ redus de kilometri, se oferă un istoric complet pentru mașină, deci nici prețul nu o să fie de 6.000-7.000 de euro cum vor majoritatea, deci mai bine săriți peste mașină dacă vă așteptați la un preț atât de mic. Și dacă tot avem ocazia, haideți să vedem cum arată și pe dedesubt. Vedeți voi, diferențialul nu are scurgeri, suspensia, arcurile, absolut tot este într-o stare foarte bună. Da, este murdar pentru că până la urmă cine spală mașina pe dedesubt? Vedeți voi, evacuarea arată ok. Deci na, este și un Mercedes care v-am spus are un număr redus de kilometri. Interiorul arată ca nou, are scaune semi-piele încălzite, clima automată pe două zone, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, cutie de viteze automată, normal nici nu se pune problema de 4 geamuri electrice, senzor de ploaie și de lumină, vine cu jantele originale pe 17, cu anvelope de vară care sunt aproape noi, la fel și discurile și plăcuțele sunt în stare bună, are și senzor de parcare față-spate, farurile Big Xenon. Vine cu motorul de 1.6 benzină de 156 de cai, are doar 67.000 de kilometri, inspecția tehnică este nouă, se oferă și garanție, iar preț 15.500 de euro. Ce spuneți? O să încheiem videoclipul cu un Passat CC din 2013, deci este versiunea facelift. Apropo, dacă ați ajuns până aici, m-ar ajuta dacă ați da un like la acest videoclip și să-mi lăsați în secțiunea de comentarii ce mașini v-ați cumpăra voi din videoclipul de astăzi și în general. Și dacă vreți să vedeți cât costă o anumită mașină din Germania, la fel, scrieți-mi un comentariu. Interiorul arată ca nou, are scaune sport încălzite, clima automată pe două zone, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, 4 geamuri electrice, vine cu jantele originale pe 17, cu anvelope de vară în stare bună, discurile și plăcuțele de frână din nou sunt în stare bună, doar că na, sunt ruginite și mare atenție, are și tracțiune 4Motion și farurile cu Xenon. Deci un Passat CC, zic eu, decent echipat. Vine cu motorul de 2000 diesel de 140 de cai, are 87.000 de kilometri, iar prețul cerut este de 15.000 de euro. Bun, cam acestea au fost mașinile pe astăzi, aștept păreile voastre și ne vedem data viitoare.